parte în emisiunea noastră cu un invitat, ultimul invitat de astăzi, dar nu cel, sau nu, nu îți mai aduce aminte cum se formula exact o propoziție? Nu mai știu exact. Așa, bună dimineața, Cezar. Cezar, cred că ar trebui să iei microfon. Da. Așa, scuze, da, eram preocupat cu, nu este, cu labradorul vostru. Nu este absolut nicio problemă. Deci l-ai cunoscut pe Whisky. L-am cunoscut. Whisky îl cheamă? Da. Yeah. Da, super. Whisky. Okay. Da, super. Cezar, iartă-mă, m-am trezit vorbind. Cezar The Voice în dimineața asta la noi, în emisiune. Mulțumim frumos că ai venit. Mersi, nu sunt eu prea matinal, dar uite că am reușit. Să știi că toată lumea spune chestia asta. Nimeni nu, da, se poate trezi. Nu sunt deloc original, știu. Nu e vorba de originalitate, e vorba de... De dimineață. De dimineață, de dimineață. Da. Nu, nu, nu. Eu, dacă trebuie și, mă rog, am venit cu drag, dar, în general, nu prea sunt eu matinal și artiștii, în general, sunt ca... Dar în privința originalității îmi permit să te contrazic. Ești primul contratenor care a realizat un album de pop-opera în România. Da, de fapt, am venit pentru acest lucru să arăt României primul, să zic, copilul meu, în fașă, îmi place să-l numesc. Este primul album pop-opera realizat vreodată cu un contratenor în România. Eta. Un produs 100% românesc, dar cu traiectorii foarte lungi. De la Sydney în America, vreau să-l duc peste tot. Sunt pe cale și Doamne ajută să licențez acest produs și chiar și cu o casă discografică importantă de specialitate în acest sens, pop-opera. Pop-opera nu este nimic altceva decât o îmbinare între inflexiuni de operă, din lumea operei, cu inflexiuni pop, comerciale. Este un album de suflet pe care tu, indiferent dacă îl cunoști pe Cezar, ce înseamnă contratenor, pop-opera, nu contează. Este un album adresat în primul rând profanilor în materie de pop-opera, Cezar. Este doar un album de suflet pe care tu îl asculți după o zi cotidiană de stres și surmenaj. Îl asculți, se face pelea găină, îți, oarecum îți regăsești sensibilitatea de care toți avem nevoie și de multe ori uităm de ea. Este un album, să spun, terapeutic oarecum. Am avut deja concertul de debut din seria de concerte The Voice of Love, care poartă numele albumului, și acest efect de sală în picioare și lumea poate cu o lacrimă sau cu acest efect de, mă rog, de pelea de găină, pe mine mă răsplătește mai mult decât 100% și este răspată oricărui artist. Așa că acest album se poate găsi deja în toate, dacă îmi permis, se pot spune, la, în toate librăriile Cărturești din țară, magazine de specialitate, muzica, cât și pe internet, iTunes și urmează... Se poate cumpăra. Este uite, un... recomandăm tuturor haterilor noștri de pe Facebook, luați, simțiți emoția și liniștiți-vă. Exact, nu este un album de nișă, este un album de suflet, atât. Și cu cine, în colaborare cu cine ai făcut acest... Este producția muzicală, îmi aparține, alături de prietenul bun și geniu, aș putea spune, Andrei Tudor, Andrei Chereștei, susținut de Cat Music, cărora le mulțumesc din tot sufletul, pentru că au crezut în acest proiect și l-au susținut. Este o... din punct de vedere stilistic, muzical, un album complex. De la romanța latino, istoria de un amor, la coloanele sonore din filme celebre precum Nașul, Cinema Paradiso, la o reorchestrație specială a piesei Who Wants to Live Forever și chiar a unor arii de operă restilizate în pop, care n-au nicio legătură cu ce a fost barocul pe vremea lui Handel. Este o arie Lascia che pianga, un hit baroc, să spun, în lumea operei, care îl veți asculta în premieră, este efectiv, n-are nicio legătură. Sper ca domnul Handel, de acolo de unde este, să nu se supere. Dar, obligatoriu sus. Da, este o restilizare foarte reușită, cum am spus, alături de Andrei Tudor. Este un proiect de suflet în care m-am implicat din toate punctele de vedere și ore și ore de înregistrări. Rezultatul este la tine în mână. Spune-mi, te rog, înainte să auzim muzica, spune-mi, te rog, ce concerte ai, unde te poate auzi omul live? Acum sunt în fază de desfășurare cu acest turneu The Voice of Love, național, deocamdată. Voi pleca la Sydney la sfârșitul lunii mai pentru un proiect de mare anvergură. Încă nu vreau să dau mai multe detalii. Clar că acest album nu va rămâne doar un produs românesc 100%,
ci și un produs care, cum să zic, va ajunge pe magazinele din toată lumea. Pop-opera noi poate asimilăm cu Andrea Bocelli, Sarah Brightman, Josh Groban. Cezar a reușit să creeze acest album, pop-opera, cu tot sufletul și să ajungă și în toată lumea. De ce nu? Ca produs 100% românesc. Mulțumim, Cezar. Acestea fiind spuse, noi o să luăm o mică pauză publicitară. Vă invit să rămâneți alături de noi, pentru că după o să ne cânte Cezar Oat. Deocamdată publicitate. Aceasta a fost emisiunea noastră Oameni Buni. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Fiți alături de Cezar, care ne va cânta o piesă de pe albumul lui. Stai să-l pun pe fond alb ca să se vadă mai bine. Vă mulțumim, adică Micuțu vă mulțumește foarte mult. Paul Gras, cum îi spun. Și Micuțu se bucură. Mersi frumos, buze. Dacă continuăm asta, așa o să fie în continuare. Nu știu ce părere are picioare. Deci Micuțu vă mulțumește foarte mult. Și vă și place. Laura Belenciu vă mulțumește foarte mult. Cât că v-ați uitat și astăzi la noi. Pe mâine dimineață, de la 7. When troubles come and more